În nordul Thailandei, în Chiang Mai, am ajuns aseară după drum lung, suntem odihniți și pregătiți să stăm la căldură. Deja ne speriasem că ne spusese cineva pe avion că este cea mai rece perioadă a anului aici în Chiang Mai și temperaturile sunt mai scăzute, dar acum la prânz cred că sunt vreo 28-30 de grade. Adică... Este foarte plăcut și seara este foarte plăcut de dormit. Nu este căldură foarte mare, dar nu este nici răcoare să nu poți să înghezi de frig. Este cum trebuie, cel mai bine. Haideți să vă arătăm unde stăm. Da, este o casă tradițională, un homestay. Undeva, cred că la un kilometru de centru ajungem pe jos, dar e foarte, foarte liniște. Așa se numește, Bai Tong Homestay. Și aici trebuie să intrăm. Trebuie să descuiem aici, să vedeți cum se deschide. Și când intri, atingi chestiile alea sus, cum ar fi sonoria. Și știu proprietarii că a intrat cineva, exact. Este cotată și pe Booking această proprietate. Aici este un fel de recepție. E ceva foarte, foarte tradițional, dar extrem de frumos. Și foarte curat. Iar aici este camera în care vom sta noi 3 nopți, da, în Chiang Mai. Foarte curat, foarte confortabil. Avem un pat, avem un birouaș, un frigider. Avem și aer condiționat, dar nu e cazul nici măcar ziua, chiar dacă e afară, e cumva pe spate, nu știu, e umbră aici, adăpost. Avem aici baie, toaletă, poți să filmezi și acolo. Da, hai să trag câteva cadre. Nu prea mai e ordine, că noi deja ne-am instalat, aici ca să este toaleta așa. Și cu chiufeta și aici este dușul. Foarte frumos. Poate mâine filmăm și micul dejun, e foarte bun. Avem chifle de casă, fructe, cafea, extraordinară atmosfera, ne place, ne simțim ca acasă. Și acum hai să mergem să vedem ce putem vedea în Chiang Mai. Tocmai am aflat că vrea să mergem pe la niște temple și noi nu avem pantaloni lungi și bluze care să ne acopere umerii, adică avem bluze, dar groase. Să vedem dacă ne descurcăm, să ne luăm niște eșarbe, ceva, nici măcar eșarbe nu avem. Vedem. Hai. Ne-a zis gazda noastră că în timp ce mergem pe toate aceste străduțe din Chiang Mai, o să dăm de foarte, foarte multe temple. Așadar, mergem să ne luăm îmbrăcăminte corespunzătoare, să vedem dacă găsim ceva, pantaloni lungi și răcoroși. Ia uite aici, e centrul din acesta de practică, de Muay Thai. Da, e foarte... Se obișnuiește ca în fiecare seară, în anumite localuri, să organizeze lupte din astea de Muay Thai, se zice. Ții minte că și data trecută în Krabi, nu știu unde eram, erau copii care se antrenau, copii băieți mici, adică de 6-7 ani. Ia uzi. Foarte multe tarabe, gherete. Păi suntem în Asia, nu? Mâncare locală. Abia aștept să încercăm mâncărurile lor tradiționale de aici. Scrie cum se numește mâncarea, dar scrie în thailandeză, trebuie să te uiți în oală ca să vezi ce e. Mm-hmm. Chiar dacă spune cum se numește, nu știm, adică. Ia uite. Aici ce-o fi? Hello! Fructe! Hai să luăm niște ananas. Pepene, mango, așa mai departe. Ia uite, poate ți era dor de mango galben. 50 de lei kilogramul. Mamă, ce bine arată! Cât înseamnă 50 de lei? 50 de lei, auzi, 50 de bați. 50 de bați undeva la 7 lei kilogramul. Nu e mult! Nu e mult. Dar avem bani, nu? Uite, ouă proaspete.
dacă vrei să cumperi ouă proaspete. Ai bani să luăm acum? Niște fructe n-avem. Nu, n-avem. Trebuie să mergem să schimbăm și pe urmă. Doar ne uităm, trebuie să mâncăm. Ia asta, uite cu nopidă, fii atent. 10, 15 bați, 20 de bați cu nopidă. E bun. E bun, dar avem și în România. Ia uite, piață. Papaya. Uite ce ananas mai. Unde? Uite. Da, baby ananas. Cine bie o gură de ananas? Uite ce câte vechi. Cât mai dai jos din el? Foarte tare. Și fii atentă că e copt, atât este el ca și dimensiune. Chipsuri de banane. Cum o luăm? Nu știu. Hai pe aici așa. Ia uite, papaya. Mari, am ajuns în paradis. Cred că aici poți să trăiești cu fructe doar. Ia uite, ce pregătește domnul? Hello? Hello? Sunt vinete, cred. Vinete? Da? Parcă așa arată, sau nu știu. A, nu e, nu e, nu e. Nu-mi dau seama ce e. Dar abia le face acum. O fi din alea, biluțe de alea? Nu știu, uite, pune pe fiecare câte o de-asta, vezi? Venim mai târziu când... Când îl fide? Când sunt gata, da, pentru că e... Oricum, e ora târzie, e 2 după amiază. Ia uite, Coca-Cola și... Cam filipine la sticlă. Cam filipine, de 375 de mililitri. Abia aștept să... Să venim aici să mâncăm și să bem ceva bun. Mamă, ce gătește toată lumea de zori. Deci fii atentă că asta se pregătește pentru seara, tot ce e aici, toate mâncările. No. Hello. Hello. What is eggs? Yes, eggs. Eggs, ok. Mamă, oh, și aici e ceva de... Is pork? Yes, pork. Wow. Leg? Yeah. Yeah. Picior de porc, I can show you. Yeah. Wow. Delicious. You can try it. Yeah. Yeah. Ia ține fără, ai cum o bagă să... One with a big fat. With a little fat. Oh, ok. Okay. Mănânc de regim, nu? Da. Hai să vedem cum e. Hai de mine. E dulce? Sosul face toți banii. Ia uite și aici e ceva suc, senzațional. Nu? Multe legume, cartofi. Thank you so much. Deci n-ai cum. Nu ai cum. Ia uite florice aici. Ia uite bibiuța mea. N-am văzut. Dar trebuie să ne mai învârtim, e nu prea mic da. Spre deloc acum. Eu zic să ne îndepărtăm puțin de aici, că e... Hai să schimbăm banii primul. E belea, da. Ok. Haide. Hai să schimbăm bani și pe urmă revenim aici. Aici, da. Să ni se facă poftă de mâncare, da. Lumea, da. Asta este șurici expandat. Șurici expandat. Mamă. Ce-o fi ăsta deci aici? Nu mai știu unde să mă uit. Ce-i mari asta? Ceva cârnați. Avocado cu tăiței? Nu știu. Scrie, dar nu știu să citim. Ia uite și aici fructe. Ananas? Ce... Haide. Hai. Hai la treaba noastră și pe urmă revenim. Foarte frumos, îmi place. Avem și serviciu de spălătorie și de uscătorie. Self-service, adică self-service, da? Vii cu rufele, le bagi la spălat, pe urmă le bagi și la uscat, 40 de bați pe mașină de spălat și de uscat, adică 5,5 lei și cu 5,5 lei pentru uscat, 11 lei o mașină de 13 kg de rufe. Cred că intră toate hainele noastre într-o mașină. Nu cred că avem atât pe ea. Dar e super, super ieftin, da. Bravo. Și ai și Wi-Fi aici, cât aștept să ți se usuce? Da, stai la măsuțe, bei o cafea sau te plimbi, nu știu, și pe urmă revii și ții rufele gata uscate.
cum v-am spus, foarte, foarte multe temple. Acesta este unul dintre ele. Nu știm cum se numește pentru că scrie în thai, dar cu siguranță trebuie să mergem să ne luăm, să ne cumpărăm pantaloni lungi. Dar nu putem să intrăm nici măcar în curte? Ba, da, probabil că până în curte poți să intri, dar n-are rost. N-ai voie să bei alcool atât. Da, dar e închis ăsta. Vai, dar cât e de frumos. Da. Cam acesta este Chiang Mai-ul. Am ajuns în centrul orășelului Chiang Mai. Ia uite cum transportă turiștii. Îți place? Da, hai să mergem pe trecere totuși. Hai pe trecere. Hai da. Pe trecere. Se circulă destul de haotic. Parcă mi-e frică așa. Sunt cam vesnetici la condus. Aici este o altă piață mult mai mare decât cea pe care v-am arătat-o mai devreme. Dar mergem să schimbăm niște bani, pentru că nu mai avem cash. Și pe urmă mergem să explorăm. Money, să vedem dacă e cursul mai bun decât în aeroport. Apropo, când am ajuns în Chiang Mai, logic, a trebuit să plătim viză și nu primesc euro sau dolar, trebuie să aveți bați, 2000 de bați, viza de persoană. Dacă puteți să schimbați, nu știu, într-un aeroport înainte, dacă nu vă schimbă ei acolo, dar la un curs mai prost, logic. Hai să vedem aici ce diferență e. Am schimbat bănuți. Este un curs foarte bun, să știți, la casele de schimb valutar și chiar se găsesc foarte multe aici în centrul Chiang Mai. Așa că nu pașaport, nu? Fără pașaport, fără nimic. Am avut niște dolari, într-adevăr, bagnote mai mici de 10 și de 1 și de 5 și n-a vrut să mi le schimbe, că erau mai șifonate, mă rog. I-am zis, i-am dat niște euro și i-am zis că de-abia i-am printat pe ăștia și mi-a schimbat. Ceva nu feri? Uite. Mergem să punem și internet pe cartelă, adică să ne cumpărăm SIM în timp ce Florii se dă în leagăn. Ce tare! Da. În mijlocul orașului, așa, printre autobuze, mașini. Dacă ai obosit, putere, nu te odihnești puțin. Am obosit, e foarte cald. Uitați ce frumusețe, câte flori! Încopată de culoare în orașul ăsta. Ia uite ce pod frumos! Hai să traversăm și noi, sau măcar să facem o poză. Hai, du-te tu pe el, că eu nu merg. Deci acolo scrie Chiang Mai peste. Cam așa arată un parc de recreere de aici din Chiang Mai. Lumea face mișcare, iarbă verde, căldură. Căldură mare, monșier. Căldură mare, monșier, da. Hai că poate
Poate luăm și noi pe aici să facem o tură, ce zici? Da, cred că e un parc ăsta, nu? Uite, și zona de mișcare, unii oameni alergă. Ne adăpostim de căldură. Ce e aici? Globuri? Ce vând ăștia? Așa pare. Ar fi. Dar nu știm ce naibii ori face cu ele. Aici sunt fructe. Portocale naturale și portocale artificiale, ca și păreau globurile alea. Da. Am intrat și în acest părculeț să ne răcorim puțin. Putem să ne și odihnim pe banca asta. Exact. Am obosit. Am mers 3,5 km. Stăm un pic? Hai să stăm puțin. Mai stăm la povești. Ideea e că nu ne-am luat cartelă de internet și nu știm pe unde suntem și ce, pe lângă ce obiective trecem, așa că... Încotro, da, ne îndreptăm. Ne-am îndepărtat puțin mai mult de zona în care stăm, adică vreo 3 km și ceva am mers. Dar o să facem cale întoarsă și acolo în centru să cumpărăm și cartela pentru internet. Uite, au dat drumul la fântâni. Sunt mulți fluturi aici în parc. Lumea aleargă. Peste tot am văzut aceste ofrande. Apă de băut, bineînțeles, suc. Probabil pentru păsări, pentru maimuțe. Ia. Aici sunt ceva țigări din foi. Hibrid. Foarte frumos. Acesta este un spital de psihiatrie, dar ce vreau să vă arăt este că peste tot, în toate instituțiile statului, să zicem, sunt prezentații, este prezentată familia regală și... Se poate? Am cerut permisiunea să filmez pentru că era un tip de la pază aici și peste tot sunt aceste lăcașuri de rugăciune, aceste mici temple, să spunem. Foarte frumos. Adică impresionantă cultura Thai. Ia uite. Am povestit de sporturile Muay Thai, da? Peste tot, în toată Thailanda este plin, toată Thailanda este plină de asemenea săli de antrenament. Respect. Lumea face sport, face mișcare, învață și autoapărare. Ați încercat vreodată durian? Dacă n-ați încercat, vă spun eu. Are un gust demențial. Uite, așa arată. Un miros. Așa arată fructul în interior. Fructul durianului e demențial de bun. Și miroase cum? A picioare împuțite. Da, mirosul asta este, dar trebuie să treci peste miros. Ia uite. Ceva senzațional. Cartelă de internet la 7-Eleven. Pentru 30 de zile, 10 mega de viteză, de upload și de download. E maximum. Maximum 350 de bați. Am rezolvat-o bine. Cu 10 euro avem și internet.
pentru o lună de zile și nelimitat și apeluri în toate rețelele din Thailanda. Super tare! Mergem să mâncăm? Da! Hai să traversăm și noi strada. Cu mult curaj? Nu. Și okay. Atenție? E ok, da. Peste tot numai street food. Foarte tare. Dacă mănâncă turiști, aici sunt. Cum să nu mănânce, da? Ia uite. Iar revenim aici. Eu trebuie să-mi iau o chestie de asta. Păi hai să mâncăm. Ne așezăm la masă și e proaspăt. Păi dar n-ai cum. Uite-te aici, e spectacol. Hello, thank you. Patai. Patai, yeah. Patai. How much is? 50-50. 50-50, yeah. 50. Hai să luăm o de asta, da? Luăm o de asta, hai. Păi mâncăm aici, nu? Păi mâncăm aici, da. Hai. Hai să vedem cum o pune în caserol. Mai are de adăugat. Am, că e spectacol, n-ai ce tu. Adică n-ai cum să nu mănânci așa ceva. Uite, bă, ananas micuț. Uite-l cum arată. Ia uite-l. Foarte tare. Trebuie să încercăm și noi unde ăsta. N-am mâncat până acum niciodată ananas atât de... Nu cred că diferă gustul. Cred că e la fel, n-are cum să nu fie la fel. Delicios. Thank you. Thank you. Mamă, cum arată. Fii atentă că ne-a adus bețișoare. Hai să te văd, Flori. Păi nu-i trebuie să cer o furculize. Nu pot să mănânc cu asta. Uite ce sunt aici. Nu, numai bețișoare are. Sunt alune măcinate, nu? Sunt alune, da. Hai să te văd, acum e proba de foc. Nu mănânc cu astea, păi o să... Păi dar nu vezi, uite că nu au numai bețișoare. Hai. Nu, pe bune. N-avem o furculiță la noi? Hai să te văd. Nu se mănânc așa? Invers. Așa. Vai de capul meu. Hai mă pui că nu știu. Nu merge, nu? Nu. Mai degrabă mănânc cu mâna decât să mănânc cu asta. Cum e? Mamă, e delicios. Acum, cum iau alunele? Trebuie să le amesteci, dar nu pot cu beze. Am mâncat pe cinste. Ne retragem ușor, ușor către cazare, să ne odihnim puțin și pe urmă mai ieșim o tură. Hai să ne interesăm să vedem cât este un scooter de închiriat pe zi. Ia uite ce aici. Scuterele ai scos noi, nu au scos de vânzare noi. Hello. How much is per day? Ok. Hello. Hi, hello. How much is one scooter per day for rent? 300 baht per day. 300? 300 baht for one day. Ok. 300 de bați pe zi. Adică 9 euro. Până 9 euro și dacă i-am zis că dacă închiriez 2 zile, mi-l lasă la 250, adică 500 de bați pe 2 zile. Deci bun. Vreo 7 euro, ceva de gen pe zi. Deci dai seama, dacă e pentru o săptămână, da. Face reducere și mai mare. Uite ce bine arată peștele ăsta. Ia uite mari aici. Wow, ia uite creveți ăștia, Flori. Ce? Scoici. Ce e acolo? Scoici. Dar zgătite, nu? Sunt fierte. Ia. Ia uite cum arată și ăsta. 100 de bați. Grămăjoara. Adică undeva la 12 lei. Adică am zis că mergem acasă și iar ne-a rătăcit. Aici ce are? Ceva de porc.
porc și pui. Okay. Aici ați face fripturici. Coaste. Scăricică. Legume. Hai. Hai, băi. Acum mergem în partea cu găteala, nu? Adică da, mâncarea hai. Gătită. Hai să vedem ce găsim pe aici. De toate. De toate, exact. Și ce vrei și ce nu vrei. Ceva pui? Banane? Ce-s aici? A, banane prăjite, mă. Eu crezi că sunt pui. Sunt banane prăjite. Ok. Hai de mine, nebunie ce e. Nu știu unde să te uiți. Uite cum arată peștele ăsta. Mamă, fii atentă ce mișto e ăsta, Flori. Da, ai unde să mănânci aici? Păi nu luăm și nu mâncăm acasă, ce? Cât o fi unde ăsta? Hello, how much is? Foarte. 45? All? One? One? 145? Yeah, 145. Ha? Hai mă, să ne pună două. Da. Vrei? Two. Ok. And one rice? Și cam atât. Ok. Mi-am luat pește și trebuie să-mi iau, frate, și o coadă de asta de porc. Uite cum arată. Am văzut-o de aseară, da. Deci e delicioasă. Uite și ne-o taie. Mamă, cum arată, frate, ce e acolo. Vai de capul nostru, cred că o să ne îngrășăm aici. Ok. Hai, hai la cazare să mâncăm, da? Că nu mai pot. Ce zici, să luăm și un de ăla? Nu, e prea mult. Ăsta este stomac de... Mâine. De porc. Mâine, că e, o să fie, mâncăm proaspăt. Prăjit. Avem prea mult. Da, așa abia e. Am mâncat. Ia ține. Can I try this? Da. Can I try? Da, e un fel de jumară asta. Așa pare, da. Mmm! Mamă, cum e asta, Poli? Ia! Cum e? Mamă, ce bune! Nu mai luăm! Mâine. Vrei să luăm și de-astea? Nu, că e prea mult! Ok, hai! Dacă luăm, acasă! Hai că luăm și o punguță de ananas pentru 20 de bați. E direct curățat, ready to eat. Deci avem câte o bucată de... De fapt, cât un pește. Peștoi, chiar. Peștoi. Și am înțeles de la doamna că este catfish, adică somn, dacă zic bine? Nu știu ce e. Sau mă rog. Nu, no, thank you. No, it's too late. Și mamă, cum e. E bun? Mamă, vreau cum e făcut. Mm-hmm. Are cam multe oase. Un pic picant. E picant pentru că am pus eu sos. Ah, ok. Picant. Și cu orezul ăsta. Și aici avem acea coadă de pește. De coadă de porc. Încă multe coze de pește, de porc. Mamă, cum e asta. Cum e bună? Cred că merge și fără orez. Încearcă. Hai cum e făcută. E foarte crocantă. Și prim, nu știu cum să zic. Gelatinoasă în același timp. Și nu e grasă. Mai ales dacă mâncă și cu orez, că așa ar trebui, nu? Păi, cred că o să închem vlogul aici, nu?
Când ne-am gândit la mai bine și în camera noastră nu filmează foarte bine noaptea, așa că la Night Market o să filmăm cu telefonul și postăm pe Instagram. Noi ne continuăm aventurile de aici din Chiang Mai. Da, am început... Din Thailand abia am venit, așa că... Am început prima zi foarte, foarte bine, foarte, am rezolvat foarte delicioasă a fost prima zi. Uh-huh. Foarte delicioasă, că nu mai am mâncat. Vă pupăm, dragilor! Urmează vloguri. Țineți aproape!